Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Îmi cer scuze, am luat o pauză pentru că nu știu dacă se observă la sonor, dar sunt un pic răcit și de asta. Continuăm emisiunea. Vă reamintesc că l-avem alături pe noi pe antrenorul de la Powerlifting, CSM Moinești, Marius Mandea. Domnule antrenor, am înțeles dragostea dumneavoastră pentru acest sport. Am înțeles că aveți alături de dumneavoastră o echipă bună, aveți sportivi buni, băieți și fete. Spuneți-mi, vă rog, ce trebuie să mănânce sau cum trebuie să se alimenteze un sportiv de powerlifting? Spre deosebire de alte sporturi, în powerlifting foarte mult se pune accent pe carnea roșie, în special Vita, pentru că de-a lungul timpului Vita a fost desemnată ca cea mai bună sursă de proteină, având în ea și sursa de creatină și multe alimente precum ouăle. Deci, în general, trebuie să mănânce multă proteină. Foarte multă proteină și de exemplu, dacă 3 grame pe kilo corp e de proteină, să fie dublul de carbohidrat, 6 grame pe kilo corp. Carbohidrații se iau din orez, legume, cartofi, orice, doar să se țină un respect al ordinii de mese și în general între 4 și 6 mese pe zi. O mare întrebuințare o are și suplimentele proteice și gainerele. Pentru că, de exemplu, dintr-un supliment s-ar obține o masă, de exemplu, ar conține cât o masă foarte bogată. Și prin asta, prin prisma unui pahar, deci unui shake supliment, se obține foarte mult aport caloric și e mult mai ușor de digerat. Asta presupune că după antrenament e bine să luăm shake cu proteic de după antrenament, nu? Nu putem să mergem la masă atunci, imediat să mâncăm, nici nu este indicat după un efort fizic de anduranță, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, să mergem să mâncăm imediat. Da? Dar un shake proteic reglează în organismul nostru și glicogenul pe care îl pierdem datorită anduranței, reglează și energia de care am... Da? Deci, plus că ne completează proteina sau ne sudează înapoi fibra. Da, este foarte bun de ales un concentrat, un gainer, un MRP, cum se spune, după antrenament, deoarece ne ajută foarte mult să ne umplem rezervele de glicogen și ajută refacerea, pot spune, de două ori mai repede decât un aliment. De ce spun asta? Pentru că, la rândul meu, am citit, m-am documentat, mâncând o anumită mâncare, procesul se face în 2 ore, procesul de digestie, în 2 ore se transformă toată hrana în proteină, iar apoi în decurs de o oră, cam așa, o oră, în aminoacid. Deci este un proces de... care durează 3 ore. Da. Și ne încarcă cu energie, putem să mergem mai departe. Momentele cheie sunt dimineața, pe stomacul gol, când corpul a fost 8 ore, sau cât doarme fiecare om, fiecare sportiv, e unde corpul e pur și simplu în faza de catabolism, atunci momentele cheie sunt benefice să se ingenereze un shake proteic dimineața după trezire și după antrenament.
Deci alea sunt momentele cele mai ideale pentru a folosi shake cu proteic. De fapt, shake cu proteic este masa, o masă pe care în loc să o masticăm, da? Da. O bem. Da? Spuneați că e indicat să servim 6 mese pe zi. Când vă refereați la cele 6 mese pe zi, vă refereați să fie toate bogate și așa mai departe? Sau e important să mâncăm dimineață, da? Spuneați de shake cu proteic, da? Să zicem, la 3 ore luăm micul dejun, da, să spunem așa, mâncăm, eu știu, ouă, brânză, legume, banană, eu știu... Da, ce... chiar este foarte benefic fructul banana, da, pentru organism, în special în sporturile de forță, culturism, haltere, deoarece conține foarte mult magneziu și, după cum bine știm, și crampele musculare și sunt datorate insuficienței de magneziu din organism. Bun, după aia mergem la prânz, da? Deci eu am mâncat masa de dimineață, am băut shake-ul, da? La ora 11, să spunem, am servit ouăle și eu știu ce am mai mâncat pe acolo. Da. Am ținut cont de faptul că mâncăm și carbohidrat și proteină. Prânzul, da? La prânz, eu, de exemplu, mie îmi place să mănânc o ciorbă bună. Putem mânca o ciorbă? Da, în powerlifting, da. Da? Da. Bun, da, da. După aia, în felul 2, trebuie să țin cont să mănânc orez și, da, o, și o carne de vită. În special, vita e ideală pentru a obține foarte multă putere. Bun, dar în toate mesele astea, unde îmi bag legumele și fructele? Pentru că și ele sunt vitamine, deci trebuie să le iau. Legumele pot fi cel mai recomandat, ar fi să fie înăbușite. Grătarul, deci nu recomand în ulei nimic, grătarul să fie făcut și, de exemplu... Grătar sau fiert? Sau fiert. Bine, fiert în special în culturism. În powerlifting nu e necesitate. Da. La tigaie, la tigaie nu e bine, dar la tavă, o vită, în, da, suc, da, da, propriu. Da. Și în decurs de o zi, trebuie să avem și partea noastră de legume înăbușite, orezul, cartofii. În decursul acelei zile împărțim proteina și sursele de carbohidrați. Eu recomand 4 mese și 2 mese de shake proteic. Pe lângă asta, să se întrebuințeze factorii de a lua vitaminele necesare în sportul de performanță. Consider că un sportiv are nevoie de 2 ori mai multe vitamine și minerale decât un om de rând. De ce spun asta? Pentru că unui sportiv îi trebuiește foarte mult, în special vara, îi trebuie foarte multe minerale prin transpirație și prin antrenamentele sale. Elimină foarte mult. Pierde foarte multe minerale. Da. Iar ca vitamine, mulți se feresc, că spun, în special femeile, se feresc de vitamine spunând banala, da, banala expresie că da, sunt grași. Păi, fără să ne dăm seama, am trecut pe a doua parte, să spunem așa, celor mai importante capitole dintr-o emisiune, medicamentația, da? Și dacă tot ați ajuns la vitaminizare, azi intră tot în categoria medicamentației, da? Ce sfaturi le dați sportivilor dumneavoastră pentru a-și crește forța, rezistența și imunitatea, ca să spun așa? În afară de vitamine. Cu vitaminele am înțeles. Un rol mare. Pentru că stau și mă gândesc, ca și sportiv, ca și antrenor, trebuie calciu pentru că pun forță pe oase. Da. Da? Deci clar am nevoie de calciu. Vitaminele mă ajută, e suportul hepatic, să zicem, da? Al oboselii. Dar eu trebuie să am scheletul osos foarte puternic pentru a susține greutățile alea. Degeaba am mușchi mari și forță enormă în brațe, da, dacă scheletul osos nu mă ajută. Am ridicat și s-a rupt. Sunt foarte multe cazuri în care sistemul osos cedează prima și prima oară. Nu vorbesc neapărat de o rupere, ci leziuni și pur și simplu durerile alea scâitoare a coatelor, încheieturilor. Aici un rol mare l-au mineralele, glucosamina. Nu neapărat din pastile, ci cum am amintit
foarte mult, un mare rol, îl au și legumele și fructele și alimentele ce conțin minerale și vitamine. Dar în special, dimineața, după micul dejun, recomand un suport de vitamine și minerale. Acum depinde fiecare de bugetul său, dar în general vorba care am auzit-o și eu, sunt prea sărac ca să mă îmbrac ieftin, este foarte bună. Deci prefer ca să dați un ban și să luați ceva mai bun decât ceva mai ieftin și să nu vă dea rezultat. Să nu vă ajute cu nimic. Da. Da, deci trebuie, pe lângă faptul că ne alimentăm bine, trebuie să ajutăm organismul cu suplimente de vitamine, minerale, calciu și așa mai departe. Un rol important îl are, dacă tot vorbim de suplimente, de medicamentație, îl are și creatina. Mulți confundă creatina cu, știu eu, lumea aia anabolizantelor, dar nu este deloc. Creatina e compusă din 3 aminoacizi. Creatina este o substanță ce se găsește și în carnea de vită. Deci e inadmisibil și să judeci ceva fără să citești. Fără să te documentezi. Da. Pe lângă faptul că luăm vitamine, minerale și așa mai departe, totuși, tot dumneavoastră ați spus cumva așa ca să... Vin eu cu întrebarea. Totuși, în sporturile astea se aud destul de multe. Pentru creșterea masei musculare, luăm pastile. Pentru nu știu ce, luăm pastile. Sunt așa ceva? Sunt asemenea produse? Ați auzit? Considerați că ar fi bune pentru a ajuta, să zicem, să crească puțin masa musculară, după care să nu le mai luăm și așa mai departe? Le indicați, nu le indicați? Sunt sau nu sunt asemenea posibilități? Aceasta este, cred că, cea mai grea întrebare, nu neapărat mie, ci oricărui antrenor. Da, există această lume, această o lume ascunsă. Eu, sfatul meu pentru orice tânăr, e să-și ducă corpul la extrem, prin cale naturală, să-și aibă în evidență foarte mult sănătatea sa, pentru că cu sănătate poate să ajungă la o greutate. Da, prin factorii anabolizanți, obții, să spui, în decurs de o lună, două, un rezultat. Dar există riscul și este foarte evidențiat riscul de îmbolnăvire a organelor. Iar sfatul meu este să aveți grijă, adică să vă gândiți foarte mult la sănătate, la părinții ce v-au crescut și să aveți în vedere că nu e imposibil să ajungi la acea greutate, ci ia timp, cum am spus de la început. Mai degrabă ajungi în 3-4 luni cât a ajuns acel om într-o lună și apoi plătește regretă. Factura. Regretă, da. O plătește pentru că fiecare, eu știu, săritură, fiecare hop pe care îl sărim așa vrem să-l trișăm, vine ulterior cu factură de plătit. Și în cazul ăsta spuneați de organele interne, probabil, da. Ficat, stomac, inimă și așa mai departe, care le afectează. Deci, în concluzie, este bine să practicăm sportul curat, sportul natural, să ne mulțumim cu bagajul pe care îl avem și să ne continuăm viața de sportiv așa cum ne-am propus-o. Domnule profesor, domnule antrenor, am discutat de medicamentație, am discutat de vitaminizare, am discutat de modul de hrănire al sportivilor. Nu am discutat de echipamentul pe care trebuie să-l aibă un powerlifting, de sala unde se antrenează, ce anume trebuie să fie în sala aia pe lângă gantere și așa mai departe. Pentru că
bănuiesc că trebuie un echipament special, să nu scapi bara din mână, eu știu, trebuie, eu știu, mănuși sau nu știu ce, pentru a putea face ramat și ridicări, încălțăminte specială și așa mai departe. Cum vă descurcați și cum considerați că e bine ca un sportiv să aibă aceste echipamente? Da, în powerlifting e o investiție, pot spune. În mod general, în federația la care sunt afiliat, Federația Română de Powerlifting, în IPF sunt anumite costume specifice sportului. Ca denumire, cămașă de împins, dress de îndreptări și de halter, de îndreptări și de genuflexiuni, mă scuzați, care costă, care sunt de negăsit în România, în alte țări, momentan. Poate va fi și timpul când vom avea mai dezvoltat powerlifting-ul în România și ne vom putea procura aceste costume chiar din țara noastră. În general, un sportiv de performanță, sportiv foarte bun pe care are și România, cam 2-3 costume pe an sunt necesare, pentru că acele costume, dacă sunt uzate, nu mai sunt bune, riști să pățești ceva. Apoi recomand ca orice sportiv să-și procure Adidas și de haltere, pentru că nu sunt doar simpli Adidas, ci te ajută foarte mult să nu ai probleme în viitor la genunchi, la călcâie, știu eu, tendoane. Și la spate, ajută, la coloana vertebrală, da, nu? Și te ajută foarte mult la execuția unei bune execuții a genuflexiunilor. Ca costume foarte bun sunt bandajele de încheieturi ca sportiv și genunchierele pentru a proteja genunchii și a nu avea repercusiuni în viitor. La antrenamente, ca accesorii foarte bune sunt acum benzile elastice ce au rezistență de până la 50 de kilograme și să asocieze antrenamentele cu greutăți libere cu antrenamente cu accesorii, cum ar fi cu benzile, pentru o mai bună putere în faza de vârf. Vorbim de îndreptări, genuflexiuni, împins din culcat. Sunt foarte mulți sportivi care își dedică antrenamentele cu accesorii, precum cutiile, niște boxe, cum s-ar spune, pe care, cum sunt la haltere. Se așează cu călcâiile pe ele și execută mișcarea, nu? Sunt și așa, da, ca îndreptări deficitare, le iei mai de jos sau să pui haltera mai sus ca în faza de vârf să obții o mai mare putere pentru a executa. Orice sportiv are momentele sale de regres, de exemplu, la îndreptări. Unii jos, iar cum sunt eu în partea de sus, de vârf, întâmpin dificultate. Benzile elastice mă ajută și antrenamentele de pe boxele alea specifice, în care haltera e situată pe ea și tu ridici o greutate mult mai mare de la jumătatea mișcării. Da. Domnule profesor, domnule antrenor, am priceput ce înseamnă powerlifting, cu acum rămâne să ne hotărâm cei care ne uităm la emisiune dacă vrem să facem acest sport sau nu vrem să-l facem. Important este că cei care îl fac să-l facă cu dragoste, cum spuneați, și să fie serioși. Pentru telespectatorii noștri, în special pentru părinții care au copii și vor să-i îndrume către un sport și nu știu spre ce sport, ei își cunosc copiii, știu ce bagaj genetic au, acum, după emisiunea asta, poate consideră că e bine să facă powerlifting.
ce cuvinte, ce le transmiteți telespectatorilor noștri cu privire la a face sport, indiferent ce sport? Consider foarte mult că a alege o anumită rădăcină sportivă este doar impulsul fiecăruia. Unii se simte că va da un randament, dar consider că sporturile de forță, de contact, sunt de două ori mai importante, eu, din viziunea mea, și ca educare și ca pur și simplu o disciplinare mult mai efectivă. Consider foarte mult că părinții ar trebui să se gândească în primul și în primul rând că un viitor nu e neapărat un viitor în aș cultiva, spune, cunoștințele sale prin școală, ci și prin sport. Poți fi mândru de copilul tău, foarte mândru, să-l vezi pe marele ecrane ca fiind un bun sportiv, precum amintim acum de Simona Halep. Consider că și ca părinte este o reușită. Eu mi-aș dori foarte mult să fie, sălile să fie cât mai pline, chiar și de oameni mai în vârstă, pentru că știm foarte bine fiecare ce alimentație avem în ziua de astăzi și cât de bine ne face o oră, două de sport pe zi. Domnule profesor, mie nu rămâne decât să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi emisiune, să vă mulțumesc pentru faptul că puneți atât de mult suflet în ceea ce faceți, să vă mulțumesc pentru faptul că ați transmis telespectatorilor noștri un gând bun și o dorință de a face sport. Nu rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată. Nu rămâne decât să vă urez mult succes pe mai departe și sper că calendarul sportiv din 2017 să aducă numai medalii și numai locul 1 la powerlifting. Având în vedere că sunteți la un club CSM Moinești, un club de renume, aș putea spune, pentru că de acolo s-au ridicat foarte mulți sportivi mari, nu pot să vă spun decât să le călcați pe urme, sportivii dumneavoastră să vă calce dumneavoastră pe urme și sperăm să ne vedem într-o altă ediție a noastră la Suporterilor TV Bacău, acolo unde dumneavoastră antrenați. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru această invitație și sperăm să ne mai auzim cu rezultate deosebite, nu neapărat în powerlifting, ci în orice rădăcină sportivă și sper ca Bacăul să fie mai sus ca toate județele. Stimați telespectatori, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ca de obicei, nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați vizionat această emisiune. Nu pot decât să vă spun, faceți mișcare pentru o stare de bine. La revedere!